Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Prim-plan obiectiv! Loredana Corchis sunt eu și astăzi vă salut dintr-un cadru diferit de cel cu care v-am obișnuit, din studioul TVR Cluj, un cadru care nu poate să ne îmbie decât la poftă de festivaluri. Suntem la cel mai nou hotel de 5 stele din Cluj-Napoca, primul hotel tematic Untold din România. Este vorba despre Radisson Blu și vrem să mulțumim tare frumos pentru găzduire. Aici ne găsiți astăzi aproximativ 50 de minute și vă spuneam că ne propunem să discutăm despre festivalurile din Cluj-Napoca. Sigur, bate la ușă cel care, de fapt, în ultimii 7 ani a pus Clujul pe harta internațională, festivalul Untold. Cum se pregătesc autoritățile pentru festivaluri? Dar și ce implicații are un astfel de festival în toate domeniile care fac parte. Știți foarte bine, nu poți să te prezinți oricum la un festival. În primul rând trebuie să te cazezi, pentru că sunt persoane care vin de peste tot din lume. În al doilea rând, ținuta este una festivalieră și așa mai departe. Discutăm despre toate aceste domenii astăzi, dar pentru început vă spuneam că ne interesează cum se pregătesc autoritățile. Măsurile de siguranță sunt cele mai importante și ne vorbește despre ele doamna prefect Irina Munteanu, care vreau să-i mulțumesc pentru că astăzi este alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Doamna prefect, spuneam așadar că foarte puțin timp mai este până la festivalul Untold, atât de așteptat de toată lumea. Un festival sau unul dintre festivalurile, dar probabil cel mai emblematic, care a pus Clujul pe harta internațională. Veți avea parte iarăși de foarte mulți oaspeți de peste tot din lume, care pe lângă festivalul în sine vor admira, bineînțeles, și orașul și județul, de ce nu. Știu că ați avut o serie de întâlniri pentru organizarea acestui festival. Vă interesează în mod special tot ceea ce ține de securitate în astfel de cazuri și atunci v-aș ruga să ne împărtășiți și nouă ce s-a discutat la ultima întâlnire, destul de recentă, dacă nu mă înșel. Așa este. Astfel de întâlniri între organizatori și structurile responsabile cu acest eveniment, cu siguranța și ordinea publică, au avut loc și au periodic loc în pregătirea unui astfel de eveniment de o asemenea amploare. Într-adevăr, ieri a avut loc o ședință de cooperare și recunoaștere, la care am luat parte atât noi, instituțiile angrenate în buna desfășurare a acestui festival, cât și organizatorii. Într-adevăr, există planuri pe fiecare structură în parte care se stabilesc împreună cu organizatorii, planuri care sunt în desfășurare, să zicem așa, în avizare, dar a fost o discuție și generală pe fiecare aspect în parte legat de siguranța participanților în festival, care și s-a punctat unele aspecte pentru care trebuie să avem poate o atenție sporită. Eu am insistat cu acest prilej și pe grija sporită în ceea ce privește introducerea sau dorința de a introduce substanțe interzise în cadrul festivalului și prevenirea consumului de substanțe interzise. Într-adevăr, și pe acest palier erau și regulamentul festivalului presupune o serie de restricții în astfel de situații, dar și forțele de ordine și firma de pază care este angrenată în festival vor avea o atenție sporită și pe acest aspect. Deci trebuie să știe cei care doresc să participe și care poate au astfel de intenții că vor exista controale destul de riguroase. Foarte riguroase și riscă să fie să nu mai poată intra în festival, să fie scos din festival, fie să nu mai poată intra în zilele următoare. Au existat situații foarte complicate din acest punct de vedere, pentru că vorbim de mai multe festivaluri care se organizează în fiecare vară la Cluj-Napoca, dar din câte știm, lucrurile au fost destul de bine ținute sub control, comparativ, nu știu, cu alte orașe din țară. Da, atenția ne-a fost sporită în special în acest an și atenția structurilor responsabile a fost sporită în acest an pe această categorie de comportamente deviante, să zicem. Nu au existat probleme deosebite. Au existat situații, s-au întâlnit situații de acest tip, însă nu au existat probleme deosebite, tocmai datorită foarte bunei organizări care a avut loc anterior, a bunei cooperări dintre toate elementele angrenate în organizare și atunci lucrurile merg cursiv. Cu atât mai mult, acest festival este considerat unul safe din acest punct de vedere și va exista inclusiv o parte de prevenție în cadrul festivalului cu privire la efectele și repercursiunile consumului de substanțe interzise. Se așteaptă o ediție record, adică numărul participanților probabil va depăși numărul celor care au participat în prima ediție, cel puțin organizatorii asta spun, având cumva și experiența celui mai recent festival organizat la mare, da, pe același segment. În acest fel, vă gândiți cumva să sporiți numărul celor implicați în asigurarea măsurilor de siguranță, deci cumva aveți așa ca și proporție cam câte persoane sau de câte persoane este nevoie pentru a asigura baza, protecția, securitatea? Da, și acest aspect este luat în calcul, creșterea direct proporțional cu așteptările în ceea ce privește participanții, creșterea forțelor, numărului forțelor de ordine. Acum nu vă pot da cifre din acest punct de vedere, sunt planurile fiecărei structuri angrenate în acest demers, însă da, s-a discutat, va fi sporit numărul forțelor de ordine, astfel încât lucrurile să meargă cursiv. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de un aspect important și acesta se referă la experiența dobândită deja atât de către organizatori, chiar se făcea un remember cu privire la primele ediții și dificultățile și cât s-a învățat de la o ediție la alta și cum am învățat să lucrăm împreună și cât e de important acest aspect. Iar Clujul și instituțiile Clujului se definesc prin asta, printr-o foarte frumoasă colaborare interinstituțională. Pe de altă parte, un alt aspect important pe care am insistat este, chiar dacă suntem la o ediție fără restricții din punct de vedere al pandemiei, al COVID-19, trebuie să ținem cont de faptul că avem o creștere a cazurilor, avem o variantă, o subvariantă a Omicron care este foarte contagioasă, chiar dacă nu dă cazuri grave. Și trebuie să ținem cont un pic de o serie de recomandări, sunt doar cu titlul de recomandare și din acest punct de vedere, aspect pe care organizatorii l-au confirmat că îl vor avea în vedere. Purtatul măștii de siguranță, cel puțin, va fi una dintre recomandări. Una dintre recomandări, dezinfectanții existenți în toate locațiile, da. Spuneați că este foarte interesantă trecerea de la prima ediție la următoarele, cât de mult se învață de la un an la altul și cred că acest aspect îl cunoaște cel mai bine Edy Chereji, care este director de comunicare și marketing Untold, în direct acum alături de noi prin telefon. Edy, îți mulțumim că te-ai alăturat nouă. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Să știi că oricât de mult ne-ar plăcea să aflăm câteva lucruri despre tine, așa, pe persoană fizică, nu știu, ce fel de destinații de vacanță preferi sau ce fel de mâncare îți place să mănânci. Totuși, pe fruntea ta scrie Untold, așa că întrebările care vor veni astăzi înspre tine sunt cam aceleași pe care presa ți le-a adresat în toată această perioadă. Vorbeam cu doamna prefect de faptul că vă așteptați la o ediție record anul acesta, tocmai pentru că și Neversea, da, a avut un număr record de participanți. Te-aș întreba la început care este diferența din punct de vedere organizatoric între cele două, pentru că unul e organizat pe malul mării, da, și celălalt în mijlocul unui municipiu atât de râvnit, atât de căutat. Cred că aceasta e singura diferență, și anume că un festival se întâmplă în Constanța, pe o plajă, iar celălalt se întâmplă în Cluj-Napoca, în mijlocul orașului, dar ca pregătire din partea noastră și ca resurse implicate și ca devotament pe care îl depunem în organizare, lucrurile sunt la fel de impresionante și de bine pus la punct. Avem o relație foarte bună cu autoritățile locale și la Constanța, avem o relație foarte bună cu autoritățile locale și în Cluj-Napoca, la nivel de județ, și cu această ocazie o salut și pe doamna Munteanu și Prin intermediul ei adresăm mulțumiri și reprezentanților MAI. Până la urmă, în fiecare an reușim să construim un plan foarte coerent cu structurile MAI, cu structurile locale și cu cele centrale și cred eu că experiența de până acum, faptul că am trecut cu bine de 4 ediții de Neversea fără a avea incidente majore, că am trecut cu bine de 6 ediții de Untold, de asemenea, fără incidente majore, cumva ne dau încrederea și ne recomandă să privim cu toată încrederea până la urmă către ediția Untold din acest an, care așa e, se apropie peste aproape o săptămână și o zi. Așa este, să știi că noi simțim cumva și în mod practic că se apropie, pentru că lucrările au început să se desfășoare pentru pregătirea acestui festival și telespectatorii mai aud sunete ale celor care lucrează intens la tot ceea ce înseamnă pregătirea acestui festival. Edy, spuneai că e foarte importantă cooperarea între organizatori și autorități și chiar aș vrea să știu, crezi că ar fi fost posibil să ajungă Untold-ul la nivelul la care a ajuns dacă nu exista această simbioză perfectă între tot ceea ce înseamnă organizare, implicare și măsuri de siguranță? Fără îndoială că povestea și succesul pe care îl are Untold reprezintă o contribuție a mai multor jucători. Pe de-o parte este inițiativa și ideea noastră ca antreprenori care am avut curajul să investim în această zonă. Pe de altă parte este curajul autorităților locale, a primăriei care a crezut de la început în proiect, a Consiliului Județean, a Prefecturii Județului Cluj. Sunt autorități care au crezut de la prima ediție în proiect, apoi sunt reprezentanții structurilor MAI locale care la fiecare ediție ne-au oferit tot suportul și cred eu că am ajuns să facem din Untold, la fel cum și Neversea e atunci când se întâmplă, două din cele mai sigure locuri publice din România, cu această conlucrare. Așa este. Și Untold-ul dezvoltă, de altfel, ca și Neversea, și alte ramuri de business. Vorbeam cu doamna prefect, de fapt spuneam eu pe început de ediție, de faptul că deja ne pregătim parcă altfel pentru un astfel de festival. Și aici o să te rog să ne dai câteva detalii legate de felul în care ați gândit voi ca și organizatori ușurarea, să spunem, cazării pentru cei care aleg să participe la acest festival. E primul an în care ați gândit un parteneriat cu un hotel, da? Spuneam eu de primul hotel tematic Untold de anul acesta. Așa este, e primul an în care avem acest parteneriat cu hotelul care, câte știu, și găzduiește această emisiune. Eu nu sunt în Cluj acum, sunt în București, dar știu că aveți o gazdă frumoasă, primitoare, care este și gazda noastră și este hotelul care se transformă în acest an în primul hotel tematic a unui festival din România și ne bucurăm tare mult că se întâmplă treaba asta la Cluj, aici la Untold, și în felul ăsta vom putea oferi o experiență completă și ultra-exclusivistă pentru acei oameni care sigur caută astfel de experiențe. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că festivalul Untold se recomandă și este deschis pentru toată lumea, indiferent de bugetul pe care îl ai, vei găsi opțiuni de cazare în Cluj, fiindcă și în anii precedenți noi am încercat să compensăm oarecum numărul limitat de locuri de cazare pe care le are orașul Cluj-Napoca și județul Cluj, cu opțiuni din cele mai creative, cum ar fi, spre exemplu, cazările pe care le facem în fiecare an în căminele studențești, care sigur pe perioada festivalului sunt goale, fiindcă studenții în august sunt acasă în vacanță, iar atunci ele sunt o opțiune foarte bună pentru cei care vor să se cazeze la niște prețuri mult mai accesibile. Apoi există alte opțiuni, cum e inițiativa privată, locală, adoptă un Untoldist, care iarăși a plecat frumos și natural acum 6 ani de zile și care e un fel de Airbnb local. Cei care vor să vină și să cunoască oameni din orașul Cluj-Napoca, să se împrietenească și să locuiască la ei, au ocazia asta. Deci cumva într-un mod și organic, dar și oarecum coordonat de noi, se întâmplă multe astfel de lucruri care până la urmă ar trebui să fie o facilitate sau să faciliteze și mai mult accesul în orașe celor care vin la festival fie din țară, fie din străinătate. Edy, atât vreau să te mai întreb. Spuneai de participanți. Aceștia pot varia. Pot fi adolescenți care sunt entuziasmați să participe la un astfel de show și care investesc, sau dacă ne raportăm la investiția lor sau a părinților, sigur, aceasta e legată de achiziționarea biletului, sigur, ținutele de festival, care sunt nelipsite și, sigur, și acestea trebuie să fie într-o tematică anume, poate și partea de hair, de make-up și așa mai departe. Dar de la aceste persoane, trecând așa prin mai multe categorii de participanți, ajungem la cealaltă extremă cumva, cei mai exclusiviști, non-conformiști, nu știu cum să le spunem, că am înțeles că există și persoane care sunt dispuse să investească foarte mult, chiar și pentru cazare, doar pentru a avea atmosfera aceasta Untold, chiar și în camera de hotel. Așa este, și tocmai pentru această categorie am gândit în acest an și experiența în hotelul tematic, tocmai pentru a atinge, să spunem, și o categorie, e adevărat, ceva mai mică, poate mai pregătită din punct de vedere financiar pentru astfel de experiențe și care, într-adevăr, accesează oarecum mai ușor pachete, chiar dacă ele, atunci când menționăm cifrele, sunt oarecum spectaculoase. De exemplu, deja s-a rezervat și s-a pregătit o cameră ce a fost luată de către un turist japonez, o cameră care înseamnă cea mai exclusivistă experiență din hotelul tematic și camera respectivă e undeva peste 10.000 de euro. Sigur că atunci când spunem 10.000 de euro pare o sumă foarte, foarte mare și cu siguranță este o sumă mare, dar în același timp, dacă ne gândim la serviciile pe care acest turist le va accesa, care înseamnă 4 nopți de cazare în cel mai nou hotel din România, cu toate serviciile adiacente unui hotel de 5 stele, înseamnă prezența în inima festivalului, pentru că el va fi acolo, lângă scena principală. Și poate trece și line-up-ul festivalului cumva prin cameră, nu? Exact, exact. Chiar prin cameră nu cred, pentru că până la urmă camera e un loc privat, dar cel puțin la petrecerile pe care le vom face așa mai exclusiviste acolo în grădina hotelului, cu siguranță lucrurile astea vor fi picanterii și mai un lucru important, ceea ce are în cameră. În camera acest turist este un pupitru de DJ la care el va putea să învețe, să mixeze în cele 4 zile cât va sta la Cluj. E minunat! Până la urmă fiecare face cu banii pe care i-a muncit ce dorește. Edy, îți mulțumim foarte mult că ai fost astăzi alături de noi și sigur, nu ne dorim să înceapă și să și treacă foarte repede, dar ne dorim ca după ce trece acest festival să te reîntorci la noi cu impresii, cu siguranță vor fi dintre cele mai frumoase. Îți mulțumim pentru azi! Cu mare drag, Doamne ajută, să ne vedem cu bine acolo. Doamne ajută. Doamna prefect, suntem pe finalul discuției și vă las dumneavoastră ultimul minut pentru a oferi câteva sfaturi totuși celor care vor să participe la acest festival, ca el să se desfășoare în condiții de siguranță maxime. Tocmai pentru faptul că este atât de iubit acest festival, cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim conștienți, să fim safe și să ne păstrăm o anumită limitare de conduită, sau poate e mult spus, tocmai ca că iubim acest festival și ca el să poată merge mai departe și să se întâmple într-un mod frumos. Și aici mă refer la orice comportamente antisociale care ar putea apărea sau, știu eu, dăunătoare pentru propria persoană, până la protecția pe care ne o asigurăm nouă, astfel încât să protejăm și festivalul și să meargă mai departe într-un mod frumos. Și clujenii au demonstrat și până acum și pe perioada de pandemie că sunt responsabili, să sperăm că și oaspeții vor fi la fel. Vă mulțumesc mult, doamna prefect. Vă mulțumesc și eu tare mult. Vă așteptăm cu mare drag și într-o ediție viitoare. Și dacă tot vorbim de festivaluri, festivalul Untold al sportului s-a desfășurat tot anul acesta. Este vorba despre Sport Festival. Avem un after movie al acestui festival, după care ne reîntoarcem și discutăm chiar cu organizatorul lui. că discutăm chiar cu organizatorul Sport Festival. Alături de mine, Patrick Ciorcilă. Patrick, bine ai venit! Mă bucur în sfârșit să te cunosc personal, pentru că am avut bucuria și ocazia doar prin intermediul faimosului Zoom. Vreau să spun așa, la numai 25 de ani, ai pus deja bazele uneia dintre marile festivaluri ale sporturilor din lume, spuneam de Sport Festival. Anul trecut ai devenit cel mai tânăr manager al unui turneu WTA. În paralel coordonezi un club sportiv cu 14 terenuri. Te-ai implicat și în proiectul hotelului unde ne aflăm noi astăzi, care este, înțeleg, introdus și el în circuitul festivalului, Sport Festival. Spune-mi, te rog, cum se îmbină sportul cu business-ul? Da, în primul rând, bună ziua și vă mulțumesc de invitație și eu mă bucur să ne cunoaștem. Chiar spuneam că ne-am întâlnit așa numai în studiouri și mă bucur să ne aflăm într-un setup mai diferit. Așa este. Da, cum ai spus și tu, am, să zic, până la această vârstă, cred că am experimentat foarte multe domenii până acum. Principalul domeniu de care mă ocup sunt evenimentele în momentul de față, Sports Festival de care povesteai. A fost în luna iunie și a fost chiar, cred, primul festival mare al anului în Cluj, după ani mai grei pe care i-am avut de pandemie. Noi 2 ani de zile n-am reușit să organizăm acest festival și a fost un real succes cu peste 110.000 de participanți aici, peste 13.000 de oameni care au încercat sportul de inițiere. Da, și cum spuneai și de hotelul Radisson Blu, a fost primul eveniment care s-a întâmplat aici la hotel, care a fost introdus așa în, să zicem, în zona festivalului, a fost parte din poveste și acum, bineînțeles, ne vom ocupa și de integrarea în festivalul Untold, de care povesteați mai devreme, care, bineînțeles, este o mare provocare pentru noi ca hotel și pentru ei, probabil că este o experiență nouă, ca să spun așa. Din perspectiva organizatorului, am observat că experiența mai multor ediții aduce cu sine preocuparea pentru participant, nu doar la nivel de participare, ci și la nivel de asigurarea condițiilor pentru ca participarea să fie cea mai frumoasă experiență. Și aici, evident, mă refer la cazare, la sfaturi oferite, nu știu, pentru domeniul Horeca și așa mai departe. Cât de importantă este colaborarea între organizatorii festivalurilor? Pentru că înțeleg că cumva vă ajutați între voi, adică vă luați și sfaturi unul de la celălalt, dar cu atât mai mult există o echipă de oameni, care e destul de numeroasă, în spatele unui festival și cred că aceasta cumva, nu știu, se mai rotește sau parte din ea mai ajunge și la ceilalți. Da, într-adevăr. În primul rând, orașul Cluj-Napoca este un oraș care a crescut împreună cu evenimentele mari și cu festivalurile și unul dintre cele mai mari aturi ale noastre este că oamenii care află în spatele festivalurilor, adică să zicem suntem noi ca și fondatori și așa mai departe la fiecare festival, dar în spatele nostru avem oameni care au căpătat o foarte mare experiență, începând poate cu festivalul TIFF, care a pornit acum 18-19 ani, apoi a continuat cu celelalte mari festivaluri, Electric Castle, Untold, suntem noi, sunt Jazz in the Park și așa mai departe. Sunt multe festivaluri și cumva noi, foarte mulți oameni, cum spuneai tu, se rotesc între toate festivalurile acestea. Adică avem, bineînțeles, fiecare o parte de bază, o echipă de bază în spate, care lucrează lună de lună, dar în spate avem colaboratori care au căpătat experiență tocmai pentru că au lucrat la toate festivalurile și au văzut, s-au lovit de provocările fiecărui festival, pentru că fiecare festival are provocări diferite, dar cumva baza e tot aceeași, indiferent că e un festival de muzică, de sport, de film și așa mai departe, toți ne lovim tot de, nu știu, de reguli de acces, de condiții, de cazări, de avioane și așa mai departe. Și cum spuneai, condițiile sunt foarte importante și orașul Cluj-Napoca avem norocul de a avea o infrastructură de excepție până la urmă, pentru că fără această infrastructură n-am avea nicio șansă să... La care se lucrează în mod constant, după cum auzim. Da. Fără această infrastructură n-am avea cum să organizăm aceste evenimente. Fără un stadion, fără o sală de acest nivel, asta este și meritul autorităților locale și trebuie să le mulțumim pentru asta. Pe de altă parte, mă uit la tine cu admirație, să știi, când văd o persoană atât de tânără, focusată pe a crea lucruri importante. Îmi imaginez cum te-ai dus tu prima dată cu ideea și cum ți s-a spus că astfel de festivaluri probabil se pot organiza doar la București. Am dreptate? Da, și cred că toată lumea s-a lovit de chestia asta până la urmă și asta este, să știi, că o provocare continuă, pentru că foarte mulți oameni tot întreabă și din parteneri, sponsori, colaboratori, tot la Cluj, de ce tot la Cluj, de ce tot la Cluj? Pentru că la Cluj, până la urmă, aici s-a investit în infrastructură, cum îți spuneam, aici oamenii sunt experimentați, aici e deschiderea foarte mare. Noi și cu Sports Festival am încercat să replicăm acest eveniment și în alte orașe. Am avut și discuții, am fost la Craiova, am fost la București, am fost la Constanța. Și nu. Autoritățile sunt deschise, doar că nu dispun de infrastructura necesară și atunci nu ai cum să organizezi. Adică aici avem o sală, un stadion, un parc, toate la un loc. Adică e un avantaj enorm pe care orașul îl are. Deci cam asta ar fi și cumva, bineînțeles că tot timpul toată lumea vrea să se organizeze la București, în capitală, există dorință mare acolo, dar noi sper să dăm un exemplu, ca toată țara să vină după orașul nostru și să putem să replicăm evenimentul, pentru că noi organizăm un eveniment de sport de masă, care promovăm viața sănătoasă, educația și așa mai departe, sportul, și atunci vrem să-l avem în cât mai multe locuri dacă se poate. Am spus bine că Sport Festival este ca și un Untold al sportului? Cu cât timp înainte de festival trebuie să începeți pregătirile? Sigur, în următoarea perioadă ne așteaptă un alt festival organizat tot de tine, dar pentru ediția de anul viitor, Sports Festival, deja ai gândit niște repere? Da, cum ai spus, acum eu și echipa mea ne focusăm principal pe turneul WTA Transylvania Open, care va fi în 8 octombrie și care este o provocare enormă pentru noi an de an. Anul trecut am reușit să organizăm 2 astfel de turnee, anul acesta ne focusăm pe un singur turneu pe care vrem să-l creștem foarte tare. Paranteză, dar vă focusați bine, că văd că bugetul e de 1,5 milioane de euro sau e o speculație a presei? Nu, asta este o cifră care chiar eu am spus-o și care e o cifră foarte sinceră. Este o cifră în foarte mare creștere față de anul trecut, trebuie să recunosc, pentru că unul la mână, anul trecut am avut niște condiții avantajoase din partea celor de la WTA, adică anumite taxe și așa mai departe au fost mai blânde pentru că a fost pandemie și au vrut să ajute turneele, dar pe de altă parte, și aici cea mai mare provocare este că au crescut foarte mult cheltuielile operaționale, vorbim de peste 30% probabil, vorbim de logistică, tot ce înseamnă forță de muncă, instalații și așa mai departe. Partea logistică efectiv a crescut enorm, știm asta și din alte domenii și de aici ajungem la astfel de sume, care este o sumă greu de acoperit în România pentru un astfel de eveniment, dar noi suntem încrezători și până la urmă o facem și din foarte multă pasiune și credem că asta va ajuta foarte mult și tenisul și sportul românesc, acest eveniment. Deci vă focusați acum pe Transilvania momentan, dar în paralel deja încet lucrăm și la ediția din 2023, chiar mâine, dacă nu mă înșel, o să avem o întâlnire internă ca să stabilim data. Până săptămâna viitoare noi vrem să stabilim data exactă a evenimentului, a Sports Festival anul viitor, pentru că știm foarte bine că este o luptă așa pe disponibilitatea locațiilor. La anul viitor vom avea și turneul și campionatul european de fotbal Under-21 aici la Cluj, în iunie. Deci trebuie să ne organizăm și aceste lucruri este până la urmă o muncă de 12 luni. Ok, hai să zicem că o lună, două mai ne mergem și noi în vacanțe, în concedii, după eveniment, ne relaxăm, dar în rest e o muncă de tot anul, ca să spun așa. Nu e un festival de 4 zile și atât. Uite, nu l-am întrebat pe Edy Chereji dacă era el un mare fan al platanelor înainte de organizarea acestui festival, dar știu că tu ai jucat tenis, de exemplu. E important să știi cu ce se mănâncă treaba asta. Ai spus și pe finalul discuției, aș vrea să punctăm treaba asta, că mi-a plăcut tare mult cum ai spus. Sportul este un fenomen social, nu unul financiar. Da, pentru că de aici a și pornit ideea de a face acest festival de sport, unul la mână pentru că n-a existat, tot se făceau festivaluri de muzică și film și N festivaluri, dar de sport n-a investit nimeni în sport ca să zic coerent în România, și nu zic că nimeni n-a făcut nimic, că sunt atâția oameni care investesc și vor să facă, dar noi am încercat să centralizăm toată partea sportivă și tot universul sportiv în același loc, să dăm șansa copiilor și oamenilor să vină mai aproape de sport, pentru că statistic vorbind suntem la coada Europei din punct de vedere al practicării sportului de masă și asta se poate verifica. Am vrut să dăm un semnal, nu poți să schimbi lumea în 4 zile, dar poți să dai un semnal. Și da, contează foarte mult să fii din industrie până la urmă. N-a fost ideea mea, în primul rând a fost unui asociat al meu, doar că eu dintre partenerii care suntem implicați în companie sunt singurul care am făcut sport de performanță mulți ani, până la 19 ani, ca să zic așa, și atunci probabil că pot să aduc anumite inputuri și încerc să văd și din punct de vedere al sportivului ce-și dorește, și asta și la turneul de tenis mă ajută, că poate că știu ce vor jucătoarele și încercăm să le facem să se simtă cât mai bine. Aici cred că ar fi un avantaj al meu. Și chiar pe final și tu și Edy Chereji sunteți organizatori ai celor mai mari festivaluri, să le spunem așa, care au pus Clujul pe harta internațională. I-ai putea oferi tu un sfat lui și data viitoare promit că îl întreb și pe el. Nu cred că sunt în măsură să-i ofer lui Edy. Noi trebuie să ne uităm, tot timpul ne-am uitat la Untold de jos, ca să zic așa. Suntem, în primul rând, mari fani și consumatori de festivalul Untold în fiecare an, dar ne uităm și la ei din multe puncte de vedere, pentru că au făcut un lucru incredibil. Și nu doar la Untold, ne uităm la toate festivalurile și colaborăm mult. Pentru că ai spus ceva la începutul emisiunii, cum colaborăm între festivaluri, și cred că de când a venit pandemia ne-am unit foarte tare. Pentru că în momentul când a venit pandemia, toată lumea, toți eram la același nivel, adică la zero, cum ar veni, că nimeni nu mai conta în piață. Și atunci am învățat să ne ajutăm unii pe alții, am creat și o asociație a festivalurilor și a evenimentelor din România, unde suntem toți membri, așa că nu pot să-i urez decât succes lui Edy acum, mai ales în zilele acestea, și o să ne vedem la Untold, cu siguranță. Cu siguranță. Patrick, îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi, mult succes în tot ceea ce faci și promite-ne că revii să ne împărtășești din activitățile tale atât de semnificative, aș putea să spun. Noi mergem acum mai departe și v-am tot spus eu pe parcursul acestei ediții că deja lucrările au început, da? Sunt pe ultima 100 de metri, tot ceea ce înseamnă pregătiri pentru Untold. Colegul meu, Antonio Miclea, se află undeva în apropiere, pentru că și noi suntem în apropierea Parcului Central, da? Lângă Cluj Arena, aici unde se va desfășura festivalul Untold, dar el este mai în mijlocul evenimentelor și poate să ne spună cam cum stau lucrările în acest moment. Tony, ai legătura așadar. Bună ziua, bun găsit tuturor, bun găsit Loredana. Suntem chiar lângă Casa Untold, lângă Cluj Arena, aici unde va fi scena principală. Ediția de anul acesta va fi una spectaculoasă, așa că pregătirile sunt în plină desfășurare. Practic zilnic traversăm această zonă a orașului și vedem progresul făcut de organizatori. Va fi o ediție spectaculoasă pentru că Untold este locul 5 mondial. Atenție, locul 5 mondial, adică este foarte bun în această categorie a festivalurilor mari de muzică electronică. Vă arată colegul meu, Dan Drăgușin, ce înseamnă pregătirile care țin 3 săptămâni aici, în zona Cluj Arena, pentru festivalul Untold. Vorbim despre foarte multe camioane, undeva la peste 200 de camioane aduc anual recuzita pentru cele 6 scene, la care se mai adaugă și ceilalți participanți. Vorbim despre firme, despre parteneri. Este într-adevăr o organizare foarte bună, pentru că în cele 3 săptămâni reușesc organizatorii să aducă aici public numeros, public care simte la fel, simte o plăcere pentru muzica electronică, și pentru că tot se vede pe fundal Cluj Arena, acolo unde va fi scena principală. Trec rapid în revistă și artiștii care sunt așteptați anul acesta. În primul rând vorbim despre David Guetta, DJ-ul numărul 1 în lume. Stilul lui muzical Future Rave reușește să atragă oameni de toate vârstele. Vedem când facem știri că aici la scena principală vin de la copii cu părinți până la persoane în vârstă și simt la fel o plăcere pentru muzica electronică. De asemenea, vin doi DJ în exclusivitate, Hardwell, dar și Major Laser, și de asemenea avem și soliști. Va veni J Balvin, o premieră pentru România. Continuăm să vă arătăm pregătirile. Mai sunt 8 zile până la Untold. Colegul meu vă va arăta ce înseamnă această desfășurare de forțe, la care lucrează 1600 de oameni din 10 țări. Vorbim atât despre muncitori, dar și despre arhitecți, despre design, despre ingineri, pentru că acest festival reușește să atragă oameni din întreaga lume. Nu ne este deloc greu nouă jurnalistilor să găsim persoane venite de pe toate continentele. Am văzut oameni din India, din Africa, din America de Sud, din China, din Japonia. La final vă mai arătăm și o parte concretă a festivalului, pentru că, după cum v-am spus, sunt 6 scene anul acesta. Una dintre ele se vede acolo în depărtare. Este scena unde vor arunca și artiști români. Este lângă sala polivalentă, iar în sala polivalentă și acolo va fi o altă scenă dintre cele 6. Așadar, zilele viitoare să vă așteptați să vedeți un progres pe zi ce trece. Așteptăm și noi momentul în care vom vedea deasupra Cluj Arena scena principală, care va fi cea mai mare din România pentru astfel de evenimente, dar la final trebuie să anunțăm și faptul că începând cu zilele viitoare, mai exact de sâmbătă, vor fi incluse și restricții de circulație, așadar șoferii, dar și cei care folosesc mijloacele de transport în comun să fie pregătiți, pentru că, de ce nu, începe Untold. Da, Toni, îți mulțumim pentru toate aceste informații. Chiar ne-ai furnizat tot ceea ce trebuie să știm. Repetăm și noi, așadar, pe ultima sută de metri pregătirile pentru festivalul Untold. Cu tine ne revedem pe final de ediție, dacă nu mă înșel, pentru că ne plac surprizele și cred că te-ai gândit tu la una. Dar până atunci, alături de mine, doamna Iuliana Poca, director vânzări Hotel Radisson Blu, aici unde ne aflăm astăzi și spuneam eu că este primul hotel tematic Untold din România. Îți mulțumesc, Iuliana, că te-ai alăturat nouă. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație, este o plăcere să fiu aici și mă bucur enorm să fac parte din această magie care se întâmplă și făcând referire la spusele colegului, eu văd, noi vedem, adică tot ce se întâmplă în scena principală și asta deja este un plus pe care noi toți le avem din locația în care suntem. Așa este. Se și vede de altfel bucuria cu care ești prezentă în tot ceea ce înseamnă activități pentru acest festival și pentru hotel de altfel, pentru că emane așa o energie debordantă. Aș vrea să ne ajut să înțelegem din perspectiva hotelierului ce s-a întâmplat după pandemie, pentru că s-au discutat foarte multe lucruri legate de felul în care anumite domenii, cum au fost cel hotelier sau Horeca, își pot reveni după pandemie și se făceau niște estimări. Aici poți să vii și să ne spui punctual cum s-a întâmplat în cazul vostru și, sigur, cunoscând și ce s-a întâmplat la nivel de Cluj, printre hotelieri, și cât de mult contează, câtă influență au avut festivalurile în această revenire. Ei, bună întrebare. Cred că toți ne gândim și ne bucurăm să vedem că efectiv cumva renaștem după ultimii ani în care am fost. Fiind într-o deschidere și începând anul în forță cu planul pentru această vară, pentru că vorbind strict de Untold, noi discutăm cu festivalierii din ianuarie privind proiectul în care noi ne aflăm acum și un pic preconizările nu erau foarte pozitive pentru anul acesta. În toate discuțiile pe care le-am avut și la nivel internațional și cu suportul brandului în care noi ne aflăm, planul era în 2024 ne revenim. Eram în discuții pe care le aveam în martie, în aprilie și ne gândeam, ei, o să mai prindem ceva anul acesta comparând cu anul trecut, cel puțin pentru iulie se preconiza pentru 2022 o creștere de 27% față de anul trecut. Uitându-mă acum puțin așa peste rapoarte în care media era de 147 de euro, am trecut de 200 de euro pe luna iulie, ceea ce înseamnă că ne poziționăm foarte bine și ne bucurăm. Ei, acum acest aport pe care îl avem și creșterea aceasta în tariful mediu pe noapte se datorează acum, în ultima săptămână, și Electric Castle și festivalurilor care s-au întâmplat în această vară. Prețurile cresc în perioada festivalurilor și cam cu cât la sută, ca să-și facă o idee toți cei care vor să participe? Acum depinde foarte mult acest procent, depinde de locație, depinde mult de tipul de cameră pe care ei și le aleg. Cresc acestea undeva la de la 30% în sus, acestea cresc, depind foarte mult de cerere, pentru că acum noi mergem pe tarife dinamice și asta este întrebarea. Iuliana, cât este o cameră la voi în decembrie? Zic, păi trebuie să vedem piața în primul rând, pentru că tarifele sunt dictate de cererea care este în piață. Așa este, există o vorbă, prețul ține casa plină. Așa este. Așa este. Ni s-a alăturat prin telefon și doamna Ana Maria Grădinaru, care este manager al unei agenții imobiliare. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă rog să ne spuneți care este gradul de ocupare al hotelurilor în această perioadă, pentru că noi am tot vorbit astăzi despre festivalul Untold, care bate la ușă, bineînțeles, dar Clujul este, bineînțeles, emblematic pentru organizarea festivalurilor, mai ales pe perioada verii și atunci dumneavoastră ați putea să ne punctați, nu știu, cu câtă vreme înainte se fac rezervări la hoteluri pentru a fi sigur că găsim un loc de cazare pentru astfel de festivaluri și, repet, care este în acest moment gradul de ocupare, dacă aveți un astfel de procent? Pentru hoteluri, pensiuni și alte forme de cazare, nu știu să vă dau foarte multe detalii, știu din anii trecuți. Noi avem proprietari cu care colaborăm pentru închiriere, proprietarea mai multor hoteluri. Anii trecuți locurile erau toate ocupate, iar festivalierii căutau să închirieze apartamente de la persoane fizice. În acest an, ce informație vă pot da eu, este că cererea nu mai este atât de mare. Avem proprietari care doresc să-și închirieze apartamentele pe termen lung, iar în perioada festivalului Untold ei blochează aceste oferte, mă refer la închirierea pe termen lung, și vor să câștige mai mult și să închirieze strict pentru Untold. În acest an, din păcate, aceștia nu mai reușesc să-și închirieze apartamentele. Cererea nu mai este atât de mare. Oamenii nu mai oferă atât de mulți bani pentru cele 4 nopți de cazare. În schimb, din câte știm foarte bine, în Cluj-Napoca se construiește foarte mult, văzând cu ochii, am putea spune, și aici o să vă rog pe dumneavoastră să ne confirmați dacă e cazul. Sunt foarte mulți constructori care au grăbit în mod vizibil lucrările, tocmai pentru ca în perioada festivalului Untold să poată oferi măcar câteva camere sau apartamente din construcția proaspăt ridicată, să-i spunem. Da, așa este, și motivul pentru care ați observat acest detaliu este că multe din apartamentele în blocuri noi, în ansambluri noi cumpărate, sunt pentru investiție. Iar astfel proprietarii doresc, le-au mobilat, le-au finisat pentru că doresc să închirieze și în această perioadă. Prețurile sunt mai mari și atunci e un profit mai mare pentru ei. Vă mulțumesc, doamna Grădinaru, pentru că ne-ați oferit aceste detalii și, sigur, vă așteptăm și cu alte informații într-o ediție viitoare. Acum mă întorc la Iuliana, pentru că te vedeam aici cu foarte multe date în față, dornică să ni le împărtășești, așa că te rog, ziceam de gradul de ocupare al hotelurilor și cum ești foarte bine pregătită în tot, ai și procentul respectiv. Eu acum strict mă gândesc și văd optimism, văzând datele pe care eu mi le-am extras chiar înainte să vin aici. Vreau să spun că la începutul anului, oaspeții își rezervau camera cu o zi înainte, într-un procent de 70%. Ei, eu văd aici un lucru bun pentru că e 24 în această zi și mă bucur să văd că 32% rezervă cu 8-30 de zile înainte. Deci asta înseamnă că cererea este mai mare și lumea este dornică ca să-și rezerve mai repede din timp și să-și planifice. Cred că multă lume totuși mai rămâne pe ultima 100 de metri și acea limită poate de un 10-20% de acomodare care mai este încă disponibilă în Cluj, se va ocupa în următoarele zile. Și voi mai aveți camere disponibile pentru acea parte din populație care se lasă pe ultima 100 de metri? Mai avem câteva, împreună cu cei de la Untold, le-am gândit de așa natură încât să le putem găsi și pe site-ul lor, și pe site-ul hotelului nostru, implicit pe tot ce înseamnă agențiile din online. Iuliana, l-ai auzit și tu pe Edy Chereji, vorbind despre acel apartament exclusivist pe care îl puneți la dispoziția unui client din Japonia, da? Bine am reținut. Și dacă vorbim de Japonia, bănuim că respectivul client va avea și preferințe între ale sushi-ului, care recunosc este și felul meu preferat. Și vă spuneam de o surpriză pe care ne-a pregătit-o colegul meu, Antonio Miclea, care este acum, să spunem așa, însoțit de un bucătar, da? Te rog să ne spui, Toni, cine îți este alături și ce pregătiți mai exact? Eu doar bănuiesc, dar te rog să ne confirm dacă e așa sau nu și să și aduci puțin, da? Da, bun găsit din nou. Vorbim despre sushi, așa că pornim de acum avertizarea că în următoarele 5 minute s-ar putea să vi se facă poftă de sushi, mai ales că acest sushi este preparat de unul dintre cei mai apreciați bucătari, de șef Alex Răcătău, care este alături de noi. În primul rând, trebuie să spun că și mie îmi place sushi și știu că este un preparat foarte sănătos. Însă dacă ar fi să recomand cuiva care n-a mai consumat așa ceva, de ce ar trebui să mănânce sushi? Arată foarte bine, dar ce altceva mai atrage spre bucătăria japoneză până la urmă? Bine ai zis, într-adevăr, bucătăria japoneză este foarte sănătoasă. Îți și fură ochii dacă te uiți atent la niște platouri de sushi, tot timpul o să fie colorate. și o să arate foarte bine. De fapt, ei pe asta se și bazează, pe lângă prospețime și pe aspectul platourilor. Bun, vedem că ne-ai pregătit aici câteva platouri. Știm că o parte dintre acestea vor ajunge și la cei care sunt cazați pentru Untold în acest hotel. Dacă ne poți face o prezentare rapidă, într-adevăr, impactul vizual e wow, aș mânca acum pe loc. Într-adevăr, aceste preparate se vor regăsi și în meniul invitațiilor noștri, cei care vor veni la Untold. Aici e un platou cu sushi tradițional. De fapt, sunt niște nigiri cu anghilă, cu ton, sepie, biban, crevete. Acesta este un sashimi de coadă galbenă cu ulei de măsline și yuzu. Iar pentru cei care vor să încerce și altceva, un sushi fusion, avem surf and turf roll sau fish and chips roll. Îți spun din nou că arată foarte bine. De fapt, nici nu trebuie eu să te laud, pentru că, cu toate că ești bucătar român, dar gătești din bucătăria japoneză, știm că ai recunoaștere la nivel mondial, ai premii foarte importante și, până la urmă, aduci valoare aici în Cluj, în ceea ce privește bucătarea. Am avut marea șansă să ajung și în Japonia, unde am concurat la niște concursuri la Cupa Mondială de Sushi în 2014 și în 2015. Pe lângă asta am avut și norocul să lucrez cu un japonez timp de 10 ani, ceea ce m-a ajutat foarte mult în carieră. Cum este pentru un bucătar să aibă propria bucătărie într-un restaurant, dintr-un hotel, nu un restaurant doar așa, pentru a primi clienți? Este vreo diferență? Este o diferență foarte mare. E tot ce mi-am dorit, de fapt, să lucrez într-un hotel la cel mai înalt nivel, cu cele mai bune preparate, cu cele mai bune ingrediente. Bun, suntem pentru a doua oară împreună, am mai făcut un interviu acum un an și trebuie să recunosc, nici acum nu știu să folosesc bețișoarele, însă dacă ar fi să vorbim pentru următoarea noastră întâlnire, unde vrei să ajungi, să spunem, peste un an? Unde te vezi? Peste un an mă văd învățând din ce în ce mai mult, aia e clar, pentru că un bucătar nu se oprește niciodată din a învăța și din a satisface nevoile clienților, de a-i face fericiți. Bun, și dacă se poate la final, să ne mai arăți un pic dintre aceste platouri, unul care chiar merită nota 10 și recomandarea cea mai mare pentru. Acesta ar fi. Conține o selecție cu toți peștii pe care îi avem și în vitrină. Anghilă, bine, ton, îți mulțumim foarte mult, Alex. Sper că v-am făcut poftă. V-am avertizat de la început că ceea ce vedeți este foarte gustos. Așadar, de ce nu, atunci când aveți timp și posibilitate, vă puteți îndrepta și spre bucătăria japoneză. Loredana? Foarte mult aveți timp și posibilitate, vă puteți îndrepta și spre bucătăria japoneză. Loredana? Deci, Toni, dacă nu știi să folosești bețișoarele, nu te chinui, dragul meu, adu-le aici, că ne descurcăm cu siguranță pe final de ediție, Iuliana, pentru că, sigur, mi s-a făcut poftă și cu cocktailul și cu sushi-ul. Ultimul minut îți aparține să ne mai dai 2-3 detalii despre restaurant. Ei, da, chiar vreau să vorbesc despre restaurant și nu neapărat restaurantul în sine, ci despre experiența pe care o ai și acel gust pe care îl are sushi la noi, sincer, când îl iei din mâna lui Alex, l-au pregătit și l-ai mâncat acolo la barul lui. Adică este minunat, eu știu ce o să mănânc în seara asta, vă invit și pe voi cu foarte, foarte mare drag și chiar cred că acest restaurant, datorită lui Alex și a echipei, va fi unul minunat în Cluj. N-am nici cel mai mic dubiu. Și bețișoarele, să știi că mi-am dat seama, am mâncat de 2 ori și nu am reușit. A 3-a oară, să știi că parcă îți vine din instinct. Deci totul e despre practică. Așa este. Deci trebuie să fim perseverenți. Da, nu renunțați. Deci, Toni, dacă ne auzi încă, eu zic să rămâi totuși, că poți învăța. Am mai primit un minut bonus și atunci vrem să facem concluzia cumva așa cum se cuvine. Așadar, Untold bate la ușă, toată lumea pe poziții. E foarte importantă echipa, că despre asta s-a vorbit. Da. Aici te rog să punctezi. Mie mi se face pielea de găină, pentru că așa am fost de fiecare dată. Eu cred că omul sfințește locul și poți să ai cel mai minunat produs pe care tu poți să-l ai, dacă nu ai echipa cu care să poți să aduci acea experiență memorabilă pe care ți-o dorești pentru oaspeți. Și până la urmă, în domeniul în care noi suntem, este despre echipă și este despre oaspeți, pentru că noi pentru asta suntem aici. Suntem aici să oferim experiențe, să avem oaspeți fericiți, pentru că până la urmă toți știm că Horeca nu este domeniul cel mai bine plătit este vorba de experiență și recenzia pe care o ai și bucuria pe care o vezi când îți pleacă oaspete fericit. Și sincer, cred asta. Da, ai vorbit despre echipa atât de frumos, așa e și echipa mea de la TVR Cluj, să știi. Toți cei pe care nu-i vedeți în fața camerelor, ci lucrează din spate. Îți mulțumim, Iuliana, că ai fost alături de noi. Mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumim încă o dată cu mare, mare drag Hotel Radisson Blu pentru găzduire. Ne-am simțit minunat. Veniți și voi aici. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Până data viitoare, să aveți parte numai de bine. O zi minunată!